sigur ți-ai dori să-l ai în anumite momente. Mai ales când nu știi exact o adresă și ești deja în întârziere sau ai ratat ieșirea de pe autorută. Ei bine, hai să o luăm cu începutul. Ce este de fapt un GPS? Numele este o abreviere, vine din engleză, de la Global Positioning System sau Sistem de Poziționare Globală în română. Când cumperi un dispozitiv GPS cu tot cu sistemul de montare pentru mașină, trebuie să-l instalezi cum ți se pare mai comod, pe bord sau pe parbriz. Pentru început, trebuie să faci setările de bază care presupun țara de domiciliu, limba în care vrei să-l folosești, orașul și eventual adresa ta de domiciliu. După ce ai făcut setările, dispozitivul este foarte ușor de folosit. Din meniul principal îți poți stabili adresa de destinație, cât de specific vrei, fie în funcție de oraș, stradă, număr, fie în baza coordonatelor de satelit, longitudine și latitudine. De asemenea, poți căuta puncte de interes, precum bănci, cafenele, benzinării sau parcări subterane. Pe toate, GPS-ul ți le va reda cu acuratețe. Sunt mai multe tipuri de software pentru sistemele de navigație, hărți globale, europene și hărți ale României. Sistemele de navigație au un mod intuitiv la scrierea adresei, asemenea smartphone-urilor. După ce ai scris adresa, apasă navigare și GPS-ul va începe căutarea rutei. Rutele pot fi cele mai scurte sau cele mai rapide, cu taxe de autorută sau cu evitarea taxelor de autorută. Unele GPS-uri, cum sunt cele Garmin, au avantajul că hărțile sunt actualizate pe viață, astfel încât vei găsi traseul optim de fiecare dată. Toate echipamentele GPS au ghidare vocală, care poate fi în română, în engleză sau în ce limbă îți alegi. Ele îți indică manevrele pe care trebuie să le faci pentru a urmări ruta stabilită, iar în cazul în care te abazi de la traseu, recalculează automat o rută alternativă. Tot timpul vei avea afișate pe ecran harta exactă, numărul de kilometri pe care ai parcurs, dar și cât mai ai de mers pe o stradă sau pe o autostradă anume până la destinație sau până la următoarea manevră importantă.